Doar am pus acum. Da, atunci și zi. Și le interzis și cu ea de 4 sute și teritoriul. Nu am să facem ceva. Nu știu. Nu se pune în discuție, interzice, se pune la scoală. Au avut loc tot și-l pune, că ea lumea, dar cum așa că e să aici. Da, nu am documente, dar nu am documente, dar nu am documente. Deputat e responsabil și poporul de domnul era minus că eu cred că altceva. Aici e problema. Vreau să spun în discuție subiectul utilizării din timpul... Nu, nu, dar când, dar în timpul... Se merge când s-a pus în discuție faptul că se afla la care este subiectul. În asigurăția care... Da, au utilizat așa de serviciu, de pasant să la un salon la frizerie, în ziua de duminică. Deci, o zi de duminică. Contează care zi de poate să utilizeze un inventar duminicul la frizerie? Lege 16. Deci, unde zici utilizarea concretă să stau în scopuri personale? Nu se merge la pricini, e drum, scopuri, poate în primul, și la urmă zici, în locul de duminică, și trei noastre. Da, într-adevăr, dacă îmi permite seama, consider și eu pe un caz specific, dar noi am avut încă așa cazuri în prezența unor persoane cu funcție de unitate publică. Dacă vă aduceți aminte, nu o să dau acum anume, că e clar cine este vorba. Sigur că, în cazul dat, statutul este un pic diferit, este persoana deputat. Și în cazul respectiv, tot am avut o poziție de faptul că nu este vorba de un conflict de interese, dar este vorba de o încălcare care este stabilită de articolul 15 al legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției, care spune punctul F că deci se consideră fapte de comportament corupțional al persoanelor care cad sub incidența prezentei legi, folosirea ilicită în interese proprii sau în interesul unor alte persoane a bunurilor publice puse la dispoziție pentru exercitarea funcției. În cazul respectiv, eu consider de asemenea că în cazul celea am considerat că este așa o poziție, este o poziție mea personală. Acum, după cum cunoașteți, aceste două dosare se află pe masa instanței de judecată, se judecă. Poziția mea este în cazul respectiv că urmează a iniția un control și în cazul controlului trebuie de verificat toate situațiile acestea. Dacă într-adevăr persoana avea deplasare în legătură cu întâlnirea cu alegătorii, dacă persoana, deci într-adevăr a fost la întâlnire cu alegătorii, ca să punem cont la toate situațiile astea să nu apară discuții deci decizii diferite ale comisiei pe unele și aceleași cazuri. Consider că ar putea fi un conflict de interese, deoarece legea 16, care ne este dată nouă pentru a o propune în aplicare, spune direct persoanele prozitoare de continuare de folosească bunurile și legea 16 la interes personal. De aceea, cred că ar fi bine ca să inițiem și să vedem dacă s-a încălcat sau nu. Și nu o să schimbe faptul dacă... Alte poziții? Punem la vot, deci așa cum să... Cine pentru inițierea sau pentru aprobarea procesului verbal de inițierea a procesului de control, rog să votați. 3. Împotrivă? 2. Decizia adoptată. Următorul subiect. Să mulțumim de comisie.